Bună dimineața! Vă salută Tatiana! Astăzi vom continua lucrarea începută ieri. Apoi, la sfârșitul acestui tutorial, veți vedea ceea ce am dorit să vă prezint. Am spus că mi-ar plăcea să ghiciți ceea ce lucrez, însă nu este Angry Birds. Veți vedea la urmă ceea ce este. Pentru astăzi am pregătit firul verde, firul bravo, firul de culoare maro. Dacă aveți un maro mai închis, puteți să-l folosiți pe acela. Eu nu am găsit nimic de culoare mai închisă. Vom avea nevoie de un pic de fir negru și de bumbac și un pic de fir alb de bumbac. De asemenea, eu nu am găsit decât acest tip de agățătoare, să o numim, pentru că vom avea nevoie. Vom avea nevoie de foarfece, ca de obicei, de acul de cusut lână și de fir despărțitor, fiind prezentate, și bineînțeles să nu uităm melana. Fiind prezentate materialele, eu propun să continuăm lucrarea și voi continua de aici, de unde am lăsat. Deci am închis rămânând cu 6 piciorușe scurte aici. Am scurtat firul, iar acum eu voi adăuga firul de culoare maro și vom continua să lucrăm. Dacă veți auzi pe fundal muzică, să știți că în același timp am pus să ascult și festivalul de la Cluj, înregistrare care se găsește pe comunitate, pe canalul Cristi Tamaș, canalul cu folclor autentic. Deci adăugăm aici firul maro, vom lăsa deocamdată aceste capete de fire în felul acesta și am aici un picioruș, apoi voi continua cu cel de-al doilea picioruș scurt. Deci voi merge de jur împrejur, făcând cele 6 piciorușe scurte care mi-au rămas. Avem 3, sper să se vadă. Și cel de-al 6-lea, ultimul, nu uitați că l-am închis în culoarea roșie. Acum voi merge de jur împrejur, lucrând aceste 6 piciorușe, în modul în care să formăm aici ca o mică codiță. Să-mi scuzați un pic vocea, pentru că în sfârșit Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un pic de ploaie, însă a făcut dezastru și ieri toată după amiază am stat afară să curăț curtea, grădina, de ramuri rupte, de flori rupte, de copaci și distruși. În sfârșit am prins din nou un pic de frig, un pic de răceală. Însă mulțumim lui Dumnezeu că a fost așa, nu a fost mai rău și că a plouat. Aceasta este cea mai mare binecuvântare, ploaia. Chiar ascultam ieri seară sunetul ploii în videoclipul lui George Kitchen și mi-a plăcut foarte mult, este foarte plăcut, se aduce foarte mult nostalgie și plăcere de viață. Așa, deci am făcut aici, am 2, sunt 3, sunt deja la cel de-al 4-lea rând cu această culoare maro, al 4-lea rând de piciorușe scurte. Ieri nu am lucrat mai mult deoarece gândeam că voi reuși să găsesc un firmar un pic mai închis. Nu am reușit și m-am oprit aici. Deci am lucrat un total de 4 rânduri de piciorușe scurte cu această culoare. Acum eu voi scurta firul și voi ascunde firele în interior, voi închide lucrarea. Chiar vă recomand cu căldură acest canal, acolo găsiți muzică, mai ales muzică bănățeană, dar și muzică de la diferite festivaluri, acest festival de la Cluj, unde pe scenă era Iuliana Tudor, care își sărbătorea ziua de naștere, doamna Elizesta, în alte mari nume, alt nume mare din televiziunea română. Iuliana Tudor, mi-o amintesc de la început, eram în România, foarte frumos. Deci, am introdus capetele de fire aici, iar acum voi coase pentru a închide această porțiune. Vom coase singure. Deci am încheiat singur, am închis coacul aici cele 6 piciorușe scurte. Nu le-am făcut cu dumneavoastră pentru că pierdem timp. Deja știți cum se închid, am ascuns firul. Acum cu firul verde voi face un cerc magic, în interiorul căruia voi face un prim ochi de început pentru a fixa cercul, după care voi face un număr de 6 piciorușe scurte. Acum, pentru că aceste tutoriale sunt distribuite și pe pagina mea de Facebook și pe grupul de Facebook pe care îl am de ceva timp, deci avem 3, 4, 5 și cel de-al 6-lea picioruș scurt. Vom închide cercul magic cu fir alunecat. Și ca să reiau ideea de mai devreme, pentru că aceste videoclipuri sunt distribuite și pe grupul de Facebook și pe pagina mea, vă recomand cu căldură Croșetate by Emilia și nu numai. Deja o cunoașteți pe Emilia, acest canal de care vă vorbeam. Voi continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o mulțire. La sfârșitul rândului vom avea un număr de 9 piciorușe scurte. Deci vă vorbeam de Croșetate by Emilia și nu numai. Cristi Tamaș, în paranteză, canalul cu folclor autentic, veți găsi apoi pe Facebook, și Dani. Sunt canale de YouTube pe care eu le urmăresc cu foarte mare plăcere. Dani, scris la urmă cu Y, și acolo veți găsi lucruri foarte interesante, lucruri foarte frumoase. De fapt, am făcut reclamă la Dani și am distribuit deja, însă vă reamintesc, cine dorește, sunt canale unde vă puteți înscrie gratuit, de unde puteți afla foarte multe lucruri noi, lucruri frumoase. Voi continua cu rândul 2, lucrând 2 piciorușe scurte, 1, 2, urmate de o mulțire. Pe parcursul următorilor tutoriale voi pune în evidență un pic numeroase canale de YouTube care au nevoie de ajutorul nostru. 1, 2, urmată de o nouă mulțire. Voi face mulțirea. Și ceea ce vă recomand sunt grupuri, canale de YouTube, scuzați, foarte, foarte serioase, care plac, de unde avem câte ceva de învățat, ceva care să ne bucure sufletul și să ne încânte auzul și privirea. Deci, am obținut acum 12 piciorușe scurte, voi face un rând de 12 piciorușe scurte. Deci, după rândul de înmulțiri, vom lucra aceste 12 piciorușe scurte și noi ne vom reîntâlni. Deci am lucrat un rând de 12 piciorușe scurte, acum voi continua lucrând 3 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire, iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 15 piciorușe scurte. Deci 3, acum fac înmulțirea, iar noi vom continua singure, ne întâlnim la sfârșitul rândului. După ce am obținut cele 15 piciorușe scurte, vom continua lucrând un număr de 4 rânduri de câte 15 piciorușe scurte. Deci vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește, 4 rânduri. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestor 4 rânduri și vom continua. Am lucrat cele 4 rânduri de câte 15 piciorușe scurte, voi continua lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, după care vom face o scădere. Vom repeta pe întreg parcursul rândului pentru un total de 3 ori, iar la sfârșitul rândului vom obține din nou un număr de 12 piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am obținut cele 12 piciorușe scurte, acum vom continua lucrând un rând de 12 piciorușe scurte. Deci vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând și vom continua. Am ajuns și la capătul acestui rând, acum vom lucra 2 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului și vom obține un număr de 9 piciorușe scurte. Acum voi face cea de-a doua scădere. Din nou 2 piciorușe scurte și ultima scădere. Vedeți că suntem exact la semnul despărțitor. Asta înseamnă că am lucrat corect. Vom continua lucrând 2 rânduri de 9 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim când vom încheia aceste 2 rânduri. Am lucrat cele 2 rânduri de câte 9 piciorușe scurte, acum voi tăia firul, voi lăsa o bucată mai lung pentru cusut. Nu uitați, întotdeauna capetele de fire le vom valorifica punându-le în jucăriile noastre amigurumi. Deci, într-un fel sau altul, nu vom arunca nimic. Deci, am obținut o frunză. În același mod am lucrat o altă frunză, însă aici, pentru a diversifica, a fi una mai mică, mai mare, în frunza pe care am lucrat-o eu, m-am oprit doar la primul rând de 9 piciorușe scurte, nu am continuat cu cele 2 suplimentare. Dumneavoastră veți lucra cum doriți, dacă doriți aceasta mai mare, nicio problemă. Foarte bine, dacă doriți să fie una mai mică, una mai mare, să nu fie chiar simetric, veți lucra doar până, inclusiv rândul în care am făcut ultimele scăderi și am ajuns la 9 piciorușe. Acestea le dăm deoparte acum. Vom continua din nou cu altă parte a lucrării, care va fi din nou lucrată în culoarea verde. și vom începe. Aici vă rog să fiți foarte atente, doamnele care lucrează. Voi face un număr de 8 ochiuri de lanț. Îl voi număra și acesta de la început. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acum, începând cu cel de-al doilea picioruș de la croșet, vom face un număr de 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, iar în ultimul ochi de lanț, care este de fapt primul, vom face un număr de 5 piciorușe scurte. Deci 5 piciorușe scurte în corespondența aceluiași ochi. Am 2, 3, 4 și cel de-al 5-lea, după care pe partea cealaltă mă voi întoarce din nou în sus cu un număr de 6 piciorușe scurte. Nici măcar nu vă imaginați ce este aici, las totul surpriză, de aceea l-am și numit un tutorial surpriză. 2, 3, 4. Acum voi abandona acel capăt de fier. 5. Și cel de-al 6-lea picioruș scurt. Din acest moment va intra în funcție firul despărțitor. Îl vom pune aici și vom continua lucrând două mulțiri consecutive. Deci vom începe deja înmulțind. Deci în primul ochi vom face 2 piciorușe scurte. În următorul vom face din nou 2 piciorușe scurte. Deci avem 2 mulțiri consecutive. Vom continua cu un număr de 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte. După care voi face 3 înmulțiri consecutive. Deci în următoarele 3 piciorușe vom înmulți. Și avem prima înmulțire, cea de-a doua, cea de-a treia înmulțire, voi continua din nou. Voi urca în sus cu un număr de 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Iar în ultimele 2 piciorușe vom face din nou 2 înmulțiri. Ce avem aici? Prima înmulțire și cea de-a doua. Astăzi dimineața lucrez un pic mai greu pentru că nu mă simt bine, însă vreau să termin acest proiect. Mă scuzați că vocea mea este așa mai ai pierdută. Din acest moment, deci am încheiat acest rând, da? Noi vom lucra în tehnica B-Club. Doamnele care croșetează știu despre ce este vorba și vom lua doar partea din față a fiecărui picioruș. Doar partea din față. În felul acesta vom lucra pentru început un număr de 10 piciorușe scurte. 1, 2, 3, B-Club totul 4, 5, 9, 10, după care vom face 3 scăderi consecutive exact în aceeași tehnică B-Club, deci normal, facem 3 scăderi normale, pentru că de obicei așa le scădem, trecând doar prin partea din fața piciorușelor. Am făcut o scădere, acum voi face cea de-a doua. Rog să aveți un pic de răbdare cu mine, pentru că cea de-a doua și cea de-a treia scădere, după care vom continua în sus, ne vom ridica cu următoarele 10 piciorușe scurte, exact în aceeași tehnică B-Club. Acestea le vom lucra singure, iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului, acum vom lucra în mod normal un număr de 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al 6-lea picioruș scurt, după care vom face 6 scăderi consecutive. 6. Deci avem prima scădere, cea de-a doua, treia scădere. Nici nu vă imaginați ce facem aici. Cea de-a 4-a. Doamnele care lucrează, care croșetează, cred că știu deja. Cea de-a 5-a. Cea de-a 6-a scădere. Și vom continua cu 6 piciorușe scurte până la sfârșitul rândului. Aici voi scurta din nou firul, dar nu foarte mult, voi lăsa o bucată pentru cusut și voi încheia rândul. Acum vă voi explica ce este și aceasta pentru a rupe misterul. Este o pereche de papucei minusculă pentru lucrarea noastră. Nu poate să fie desculță. Deci simțite sunt. Eu am făcut perechea. Uitați-vă. Și vom pune papucei. Până ajungem să ansamblăm totul, deci am făcut părțile principale pentru a încheia cu croșetul, voi face un cerc magic în care voi face un ochi de lanț pentru a-l fixa, după care în interiorul acestui cerc magic voi lucra un picioruș scurt, un picioruș dublu redus, un picioruș dublu, un picioruș dublu redus, urmat de un nou picioruș scurt și vom repeta picioruș dublu redus, un pic să nu greșesc, deci piciorușul dublu redus, picioruș dublu, picioruș dublu redus, picioruș scurt. Vom face așa o mică floricică, să decorăm lucrarea. Voi continua cu picioruș dublu redus, picioruș dublu, picioruș dublu redus, picioruș scurt. Avem 1, 2, 3. Strângem un pic cercul magic să avem loc. Vom face deci pentru un total de 5 ori. Acum voi continua din nou. Picioruș dublu redus, picioruș dublu, picioruș dublu redus, picioruș scurt și pentru ultima oară vom lucra un picioruș dublu redus, un picioruș dublu, un picioruș dublu redus, vom închide cercul magic. Vă amintiți că aici am început cu un picioruș scurt, da, vom închide totul cu fir alunecat în primul picioruș scurt de la începutul acestui rând. Așa, după care vom scurta firul și vom ascunde capetele. Acestea le vom face singure în felul acesta. După ce am strâns bine cercul magic, am încheiat floricica, vom lua papuceii, îi vom pune exact unul lângă celălalt și cu unul dintre fire îi vom coase între ei. În felul acesta. Acesta va fi un tutorial un pic mai lung, însă necesită mai multe explicații și lucru un pic mai migălos. O să-mi cer scuze și pentru mâini, însă nu am reușit să mă pun în ordine. Am lucrat toată după amiază cu acele plante, cu ghivece răsturnate, cu tot în sfârșit. Asta este. Mulțumim lui Dumnezeu că a plouat. Era nevoie. Și mulțumim că a fost doar atât, că nu a fost mai rău. Deci am cusut papucei între ei, după cum vedeți. Iar acum voi lăsa acest fir, îl voi trece doar prin unul dintre papucei, vom umple cu melană interiorul. După ce umplem cu melană, ne întâlnim pentru a-i aranja. Acum că am umplut și papucei cu melană, îi vom fixa exact dedesubtul lucrării, vedeți? Și încet, încet îi vom coase de jur împrejur. Vom începe să coasem în modul în care să dăm stabilitate papuceilor și ați văzut de multe ori modul în care eu cos, voi prinde și de o parte și de cealaltă, deci și din papucel și din lucrarea principală, în modul în care să dăm stabilitate acestei lucrări. Deci noi vom coase singure și ne întâlnim când vom termina de cusut. Eu aici am ieșit în mod greșit. Ne întâlnim când terminăm de cusut papuceii și vom continua lucrarea noastră. Așa. Am terminat de cusut papuceii, după cum vedeți. Acum voi scurta firul, după ce l-am ascuns dedesubt, și vom trece să punem frunzulițele. Ia uitați-vă, stă deja în picioare. Am luat frunza cea mai scurtă și o voi pune în două, în felul acesta. Îi voi da câteva cusături cu acul. Eu sper să vedeți. După care o voi atașa lucrării noastre. Aici, în partea de deasupra, o vom coase într-o parte pentru a-i da stabilitate cât mai multă și apoi o vom atașa și pe cea de-a doua. Aici lăs la opinia dumneavoastră modul în care doriți să o aranjați. Eu vin cu ideea mea, dumneavoastră cu frunzele puteți proceda în modul în care vă este mai comod, cum vă place dumneavoastră. În sfârșit, eu vin cu ideea dumneavoastră, apoi puteți pune în aplicare. Voi intra în modul în care să ascund și acest capăt de fir și apoi voi aplica și cea de-a doua frunzuliță. Aici, chiar dacă mi se va vedea un pic firul verde, nu este nicio problemă, pentru că va veni floricica albă care va acoperi totul. Foarte greu trece acest tac prin melană. Așa, deci o frunzuliță am aplicat-o, o vom pune pe cea de-a doua. Dumneavoastră puteți să o coaseți încă mult mai bine, pentru că este o jucărie pentru copii, pentru pus la ghiozdanel, pentru copiii care merg la grădiniță sau la școală. Și puteți scoase cât de mult posibil pentru a-i da stabilitate. Acum eu o voi pune și pe cea de-a doua, dar de data aceasta o voi lăsa un pic mai în spate și în jos, să nu fie prea mult ridicată, să nu pară un iepuraș. Deci vom coase aici și aceasta a doua frunzuliță. Vom coase singure și ne întâlnim când terminăm de cusut. În momentul în care am terminat de cusut frunza a doua, vom pune și agățătoarea, dacă veți găsi chiar cea care se poate deschide, cu atât mai bine, pentru că o puteți aplica și apoi Când este nevoie să spălați ghiozdanelul, o puteți scoate jucăria de acolo sau chiar o puteți înlocui cu alta. Jucării sunt foarte multe și se pot înlocui, bineînțeles, în funcție de plăcerea copilului, de cum doriți dumneavoastră. Deci vom da câteva cusături pentru a-i da stabilitate acestei agățători și bineînțeles că așa am trecut din nou prin ea. Și îmi voi ascunde apoi firul undeva de desubt. Deci ne întâlnim din nou când termin de ascuns firul. Ați văzut cam modul în care am procedat. Între timp eu mi-am pregătit un ac cu ață albă, o mărgeluță cu diametru de 6 mm și vom aplica floricica pe care am lucrat-o mai devreme, o vom aplica aici, într-o parte, să-i dăm un pic de finețe, să spunem așa. Deci vom trece cu firul prin floare mai întâi, apoi mărgeluța și din nou prin floare. De aceea spuneam să nu vă preocupați dacă se vede un pic acolo culoarea verde, pentru că va fi mascată de această floricică. Mă gândesc înainte la toate, așa, cam cum aș putea să mi le aranjez, să-mi iasă lucrarea cât mai frumoasă și cât mai atrăgătoare în felul acesta. Acum, odată ce am aplicat și mărgeluța, vom ascunde și firul alb în modul în care să-i dăm stabilitate și îl vom pierde undeva, vedem, într-o parte sau de desubt, astfel încât lucrarea noastră să fie. Mă gândisem la început să-i fac un punctișor ca o mărgeluță cu macrame negru, însă între timp mi-a venit ideea cu mărgeluța, cred că este mult mai plăcută floricică cu această mărgeluță aplicată. Și astfel că am realizat o lucrare nouă, o lucrare care sper să placă mamelor, și dacă place mamelor sau bunicuțelor, va plăcea cu siguranță și copiilor. Acest măr, deci voi tăia firul aici . Voi scurta în felul acesta, ascundem și acest capăt de fir. Și cu aceasta spunem că am încheiat lucrarea noastră. Așa cum spuneam, eu sper să vă placă, să îmbrățișați cu drag și această idee a mărului. Las la atitudinea dumneavoastră dacă vă este pe plac. După cum vedeți, acesta este rezultatul final. Dacă v-a plăcut ceea ce am realizat împreună, dacă v-a plăcut modul în care v-am explicat, vă rog să lăsați un like, un comentariu și, așa cum vă spun întotdeauna, comentariile dumneavoastră, like-urile mă ajută foarte mult în creșterea canalului de YouTube. Nu uitați să dați un ochi și la cele 3 canale de YouTube despre care v-am vorbit astăzi, Croșetate by Emilia și nu numai, Dani, scris cu Y la urmă, Cristi cu Y la urmă, TM canalul de folclor autentic. Acolo veți găsi videoclipuri foarte frumoase, foarte interesante. De asemenea, este și butonul Abonează-te, mi-a fost oferit de către YouTube și această posibilitate de a avea abonați, așa cum am spus, în momentul în care vor fi abonați, pentru ei va fi ceva în plus, ceva special. Ca întotdeauna vă salut cu o îmbrățișare, deci vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi frumoasă, o zi binecuvântată, în speranța că veți fi din nou lângă mine pentru noi tutoriale. Vă salută Tatiana, la revedere!